Mă rog, de aici cred că ar trebui să las imagine să vorbească. Cel mai bine. Perfect. Dăm mai repede, nu? Să regăsesc materialele, materialitățile, toate intențiile pe care le-am discutat mai devreme. Iată cele două vapoare care vin la doc, valul, care în mintea noastră am fi vrut să aibă un ecran uriaș acolo, să sperăm că va exista buget pentru așa ceva, pe care să se poată transmite competițiile care se petrec în interiorul respectivelor arene pentru cei care nu au ajuns în arenele respective, așa cum se întâmplă de obicei în toate centrele civilizate, unde se pot vedea și din spațiu public de afară. Hotelul, centrul ăsta de cazare și de recuperare și de tratament, are o mișcare așa de velă. Nu știu în ce măsură se înțelege, de o arena de tenis de 4500 de locuri, încă o arenă mai mică un pic pentru meciurile mai puțin importante și încă terenuri de antrenament sau de meciuri colaterale. Acum câteva imagini, câteva perspective din diverse unghiuri. Pentru și acest ecran pe care la început era o pisică așa, dar care evident poate transmite meciurile sportivilor noștri. Interioare din arenele încă goale. Restul sunt tehnicalități pe care nu cred că are sens să le mai pomenim. Există sub toată pietonala asta, există parcări cu acces la nivelul străzii din Pictor Andreescu și cu rampe de coborâre din Primăveri, pentru că e o diferență cam de două niveluri de parcare. Deci sunt și foarte multe locuri de parcare sub asta ca să asigure buna funcționare a ansamblului și tot fiecare hotelul ăsta, centrul ăsta își are propriile parcări. Mă rog, cam așa. Stadionul de fotbal de 15.000 de locuri. Și cu asta cred că am încheiat. Sper să